Bună ziua, bine v-am regăsit. Sunt Teodora Tompea, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Planeta Ești Tu, singura emisiune dedicată schimbărilor climatice. Haideți să vedem subiectul ediției. Astăzi vorbim despre economia circulară în contextul unui avertisment venit săptămâna aceasta de la Organizația Mondială a Comerțului. Experții spun că în acest moment lumea e lovită de mai multe șocuri simultan. Un șoc de securitate, unul energetic, un șoc al prețului alimentelor și unul climatic. Cu aceste perspective sumbre, economia circulară poate fi privită ca una din soluțiile la crizele globale suprapuse, pentru că este un sistem care protejează atât bugetul personal, cât și resursele planetei. Și poate fi aplicat în multe domenii, de la industria alimentară până la cea auto sau a energiei. Haideți să vedem de ce. Principiul de bază al economiei circulare constă în reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil. Adică exact invers față de modelul de economie tradițională, linear, care consumă multe resurse și produce și mai multe deșeuri. Și ca să înțelegem cât de mare nevoie este de economie circulară, vă propun să vedem câteva statistici despre consum și risipă. Mai întâi, ar fi bine să înțelegem că populația lumii crește și odată cu ea crește și cererea de materii prime care sunt limitate. De aici nevoia de reutilizare, iar risipa este uriașă. În privința alimentelor, cifrele ne arată că cel puțin 20% din mâncare este aruncată. Deșeurile de ambalaj au ajuns în anul 2017 la un nivel record în Europa. Noile reguli prevăd ca toate ambalajele să fie reutilizate sau reciclate până în 2030. Bateriile extrem de periculoase ar trebui să fie produse în următorii ani din materiale care să aibă o amprentă de carbon redusă. Pentru producția de materiale textile se folosesc multe materii prime și multă apă, dar mai puțin de 1% din aceste materiale sunt reciclate. Deșeurile electrice și electronice, cele care se înmulțesc rapid în UE, vor trebui să aibă o durată mai mare de viață ca să le putem folosi mai mult timp. Și nu în ultimul rând, transportul tuturor lucrurilor pe care noi le consumăm, mai exact 2,5 miliarde de tone de deșeuri pe an, trebuie redus considerabil. Haideți să vedem acum avantajele economiei circulare și cum a fost aplicat sistemul în diverse domenii. You design the product in a way that can be taken apart once the consumer has finished using them. You remanufacture it and give it out again. You can reduce your production costs hugely. Sau pe scurt, economia circulară, un concept care se referă la reducerea la minimum a deșeurilor. Practic, ideea de bază este reciclarea, reutilizarea sau repararea materiilor prime și a deșeurilor. We could build an economy that would use things well. We could build a future that really could work in the long term. Iar exemple sunt nenumărate. Unul dintre ele vine din industria modei. One of the world's largest clothing retailers. It's working on a strategy to become 100% circular. The company collects old garments in its stores and recycles them. Și la capitolul iluminat putem vorbi de economie circulară. Instead of buying bulbs, this office in London leases its light from it signed a 15-year lease for the service. În Elveția, producerea cimentului se bazează pe deșeuri. E țara în care sunt reciclate 70% din cele 17 tone de materiale rezultate anual în urma demolărilor. Wir könnten von heute 70 auf rund 100% gehen und unsere Brennenergie als Abfallbrennstoff noch mehr nutzen. Practic, economia circulară poate fi aplicată în toate domeniile în care se dorește o rupere de modelul economic tradițional, care funcționează pe principiul cumpărare, consum, aruncare la gunoi. Și dacă vă întrebați care sunt beneficiile trecerii la o economie circulară, amintim aici doar protejarea mediului, creșterea cantității de materii prime și încurajarea inovării. Rohstoffpreise werden teurer, die Inflation steigt und es ist wichtig, dass wir in Kreislaufwirtschaft einen Schritt vorwärts kommen. Potrivit Parlamentului European, măsuri precum reutilizarea deșeurilor ar putea aduce economii de 600 de miliarde de euro pentru companiile din Uniunea Europeană și ar reduce cu până la 4% emisiile de gaze cu efect de seră. Companies cannot survive in the future without transitioning towards a circular economy. That is a really exciting future. Reciclarea este baza unei economii circulare sustenabile. Cum poate fi aplicat acest concept în țara noastră? România fiind o țară repetentă la capitolul colectare selectivă și reciclarea deșeurilor, discutăm chiar acum cu invitatul meu, domnul Constantin Damov, președintele Coaliției pentru Economie Circulară. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Planeta Ești Tu. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Ce putem face până la urmă în România în privința economiei circulare? Pare că de foarte multe ori pare că e un concept nou în țara noastră. Este într-adevăr un concept nou
Și aș vrea să subliniez de la început că economia circulară nu este doar reciclare. Este comportament, în primul rând, este un nou mod de a face comerț, economie în general. Până la reciclare, economia circulară spune că trebuie să reducem, trebuie să eliminăm risipa, trebuie să reutilizăm și abia la urmă să reciclăm. Este ceea ce ar trebui să facem cu toată viteza, România fiind astăzi în mijlocul crizelor de materii prime, energie, și credem că soluția stă într-o abordare diferită și anume modelul economiei circulare. Care ar fi, de fapt, domnule Damov, strategia pentru țara noastră? Pentru că știm foarte bine, când vorbim de economie circulară, avem nevoie, de fapt, să ne raportăm la fiecare țară în parte, la nevoile pe care le are și mai apoi la ce se poate dezvolta. Ajutați-ne pentru România să înțelegem cum ar arăta un astfel de proiect pe care, din ce știu eu, și vă rog să mă corectați dacă greșesc, noi nu avem un proiect în privința economiei circulare. Am o veste bună și am o veste bună pentru toată lumea. În e bine, mă bucur. 27 septembrie este o hotărâre a Guvernului României prin care se aprobă strategia pentru economia circulară a României. Suntem printre ultimele țări din Europa care astăzi elaborează un astfel de program. El va trebui să fie urmat de un plan de implementare, pentru că strategia nu înseamnă nimic fără un plan. Deci în monitorul din 27 septembrie de anul acesta avem în sfârșit strategia pentru economie circulară a României. Și de unde începem? Ce facem cu strategia aceasta? Care sunt primii pași, pe scurt, dacă puteți să-i enumerați? O strategie este un document care se întinde pe multe zeci de pagini și este un document proaspăt. Totul pleacă de la o abordare diferită asupra consumului și aici o să vedeți că atinge foarte multe domenii, nu doar la industrie și la managementul deșeurilor, dar vom pleca inclusiv de la proiectarea produselor în așa fel încât să consume mai puțin material și să devină niște deșeuri mai ușor de reciclat. Cum ar fi prin ecodesign să avem în final de fapt proiectarea nu a produsului, ci a viitorului deșeu. Viitor deșeu care trebuie să fie în primul rând reparabil, un telefon, mobila noastră, toată aparatura din jurul nostru, hainele, să poată să fie reparate așa cum bunicii noștri într-o economie a gospodarului bun reușeau să păstreze în funcțiune ani și ani de zile produsele. Este vorba de o altă concepție despre consum. Bineînțeles că tot aici apare și o strategie referitoare la managementul deșeurilor, iar deșeurile în economia circulară vor căpăta un alt nume, și anume resurse. Vom trece la managementul resurselor. Pe scurt, asta este mica poveste a strategiei economie circulară pentru România. În zilele următoare vor fi multe dezbateri ca urmare a elaborării acestui document. Un uragan cum nu am mai văzut în timpul vieții noastre, așa a fost caracterizat de meteorologi, uriașul uragan Ian, care a lovit violent Florida și Cuba. Cu vânt de peste 200 de kilometri pe oră, devastatoarea furtună a dus la evacuări masive și întreruperea electricității pentru milioane de oameni. Administrația Biden a declarat stare de urgență în sănătate publică în statul Florida. Specialiștii vorbesc despre cel mai puternic uragan care a lovit direct Golful Tampa în ultimii 100 de ani. This could be the deadliest hurricane in Florida's history. Ian a lovit Florida cu o forță înspăimântătoare. Rafalele de peste 240 de km pe oră au smuls copaci din rădăcini, au distrus acoperișuri și au răsturnat mașinile ca pe niște jucării. În unele locuri, apa a ajuns aproape până la acoperișul caselor și a fost împinsă cu atât de multă forță încât a adus rechini pe străzi.
Previziunile meteorologilor s-au adeverit și e posibil ca Ian să fi fost cel mai grav uragan din istoria Floridei. Aproape 2,5 milioane de locuințe au rămas fără curent electric, iar serviciile de urgență au fost solicitate la maximum de apelurile primite de la persoane rămase captive în case. Prin clipe de spaimă au trecut și acești angajați ai administrației oceanice și atmosferice. Au zburat prin furtuna uriașă care i-a lovit puternic. Înainte să ajungă în Florida, uraganul Ian a făcut prăpăd în Cuba, unde a lovit cu 200 de kilometri pe oră. Doi oameni au murit, case, drumuri și poduri au fost distruse, iar întreaga insulă a rămas fără electricitate. Sezonul uraganelor este unul extrem de activ anul acesta, de altfel specialiștii avertizau încă de acum câteva luni că vom avea un sezon record, cu mult peste medie. Climatologii susțin că de vină sunt temperaturile neobișnuit de ridicate. În plus, mările mai calde furnizează energie pentru cicloanele tropicale. Haideți să vedem exact cum se formează și cum se deplasează un uragan. Hurricanes start as a small cluster of thunderstorms over the ocean, but they need specific atmospheric conditions to fully develop. The sea needs to be warm enough, at least 27 degrees Celsius or 81 Fahrenheit, which is why the Atlantic hurricane season typically lasts from June to November. These conditions allow storm clouds to multiply and grow. As the air rises, we get low pressure and the wind starts to circulate upwards. The rotation of the Earth causes the winds to spin faster and faster as the storm grows more powerful. When the average wind speed reaches 74 miles an hour, that's 119 kilometers an hour, the eye of the storm develops and marks the birth of a hurricane. Not every storm, though, becomes a hurricane. Strong crosswinds in the upper atmosphere can pull a storm apart. Uraganele formate în ultimii ani sunt mai multe, mai violente și nu în ultimul rând se deplasează mult mai încet, ceea ce înseamnă că pot produce mai multe pagube de vreme ce rămân pe uscat mult mai mult timp. De fapt, ce se întâmplă în privința schimbărilor climatice și cum influențează toate aceste caracteristici? Ce s-a schimbat, de fapt, în ultimii ani în modul în care aceste furtuni se deplasează? Discutăm chiar acum cu invitatul permanent al emisiunii, specialistul emisiunii Planeta Ești Tu, doamna Roxana Bojariu, climatolog. Mulțumesc tare mult, doamna Bojariu, pentru prezență. Bună ziua! Vorbim de fapt anul acesta, nu e neapărat o noutate că avem sezonul uraganelor în plină desfășurare, dar vorbim de fenomene care diferă față de anii precedenți. Intensitatea lor pentru anul 2022 este în creștere. Dacă e să urmărim ce se întâmplă, uraganul Ian și-a trimis emisarii înainte în Florida. Au fost două tornade care au avut impact asupra zonei respective. Vorbim de un uragan care s-a intensificat foarte rapid și lucrul acesta devine o caracteristică a uraganelor din Atlantic, din zona tropicală. Împreună cu faptul că din ce în ce mai multe uragane de categoria 4 și 5 se observă, această intensificare rapidă, dar și o traiectorie din ce în ce mai nordică a lor, sunt legate de încălzirea globală, pentru că uraganele se dezvoltă pe apele foarte calde, e adevărat și cu condiții specifice în vânturile de la diferite înălțimi în atmosferă, dar apele acestea calde au o influență foarte mare, ele practic alimentează uraganele și avem, datorită încălzirii globale și o creștere spectaculoasă a temperaturii apei oceanului planetar, mai ales la suprafață se magazinează o cantitate mare de căldură. Gândiți-vă că 90% din căldura provocată de intensificarea efectului de seră în ultimii ani a fost absorbită de ocean. O rezervă de căldură enormă care alimentează aceste uragane, dar în general alimentează fenomenele extreme. Și pentru că se desfășoară totuși în regiuni care sunt obișnuite cu astfel de fenomene destul de intense și destul de violente, cred că ar trebui să vorbim un pic de adaptare și de cum pot anumite populații să-și gândească strategia climatică de acum încolo, dacă uraganele vor arăta cel puțin ca cele din toamna aceasta, din anul 2022.
Da, e adevărat, adaptarea e foarte importantă. Ne gândim că sunt în discuție mai ales orașele de pe coastă, de la latitudini medii de data asta. Florida e obișnuită cu uraganele, dar, cum spuneam, traiectoria lor pe coasta de est a Statelor Unite și a Canadei ajunge din ce în ce mai departe la nord, pentru că apele devin din ce în ce mai calde și spre zona de nord. Și am avut exemplul uraganului Fiona, care după ce a produs ravagii în Puerto Rico și Republica Dominicană, a ajuns până la coasta de est a Canadei și acolo unde a dus iarăși, evident, sub forma de fost furtună tropicală, dar furtună puternică încă rămasă, a dus probleme mari, inundații mari pe coasta de est a Canadei. Orașe ca New York, de exemplu, sunt acum în vizorul adaptării pentru astfel de uragane care ajung din ce în ce mai spre nord. Aici e problema mare pentru adaptare. Imagini dramatice în Filipine, unde un super taifun a făcut prăpăd cu vânt de 200 de kilometri pe oră. Furtuna a ucis mai multe persoane, a lăsat în beznă milioane de locuințe și oameni disperați încercând să se adăpostească în zone sigure. Acesta este cel mai puternic taifun înregistrat în acest an în Filipine și s-a intensificat cu o viteză fără precedent, susțin specialiștii. Kalalim, sa karsada. Sa loob ng bahay, ganun din kalalim. Ngayon, ang nasira sa mga bahay dito, yung mga gamit nila, nagsilubog. Kasi dumating yung tubig gabi, kaya halos tulog lahat ng tao. Sa akin po, ang tubig ay hanggang balikat ko na po. Doon sa mismong tahanan po. Yung bahay ko dati sa may istasyon ng tren, sa may Pok Maligaya, may second floor, inabot to yung second floor nung bahay ko. Și pentru că am vorbit despre importanța economiei circulare, iată un exemplu la scară mică, cei drept, despre cum putem recicla materialele ca să protejăm planeta. Un japonez folosește ca materie primă sticlele aruncate la gunoi, pe care le transformă în obiecte ce înfrumusețează locuințele. This is glassblower Matsumoto Sakai. Used bottles collected from eating establishments and private homes are his raw material.資源として、もう一回作り直して、綺麗で暮らしの中に置いておきたいものに作り替えることで、長く大事にしてもらえる。すると、ゴミは減るから。これからものづくりしていく中で、リサイクルってすごく大きい要素になっていくと思うんですよね。物を無駄にしない。できるだけ生まれたものを社会の中で循環させていくっていうのは、 It's been a constant challenge to make full use of every bit of glass he collects. With this in mind, he visits a facility that treats industrial waste. It's crushed down into pieces 3 millimeters or smaller in size. 99% will be destroyed. まあ、例えば捨てるものはないと思います。
他の人が言えばガラス瓶でゴミになるかもしれんけど、ここに言えばお金になるわけ。ここから言えば。În fața episoadelor tot mai intense de secetă, California apelează la măsuri drastice. Pune panouri solare pe canalele de irigații ca să nu mai piardă nicio picătură de apă care s-ar putea risipi prin evaporare. Statul are nevoie urgentă de economie la apă, în contextul în care deține unul dintre cele mai mari sisteme de canale de irigație și distribuire a apei din lume. In total, it's going to be about a mile, so it's going to go almost 3/4 of a mile behind us, and then this next quarter mile right in this location. So it's going to be great. First of all, covering canals with solar panels would reduce evaporation, so we could save water. Secondly, it would avoid land use. Thirdly, it would reduce aquatic weed growth and algae growth. If we implemented solar canals statewide across the 4,000 canals, we estimate it could produce 13 gigawatts of renewable capacity, which is roughly half of what the state of California needs to meet their renewable capacity goals by 2030. Aici se încheie o nouă ediție emisiunii Planeta Ești Tu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă aveți idei sau sugestii despre invitați sau subiecte pe care doriți să le vedeți în emisiune, puteți să ne scrieți pe pagina de Instagram. Până data viitoare, haideți să avem cu toții grijă de planeta noastră!